Dumnezeu a fost bun cu noi. Amin, amin. Dumnezeu a fost un Dumnezeu care și-a dovedit încă o dată caracterul de Dumnezeu bun, pentru că suntem în viață, pentru că putem să vorbim astăzi, să ne vedem unii cu alții. Am observat că poate, eu știu, din greșeală sau poate că așa ne-am obișnuit, și e bine să spunem așa, dar totuși trebuie să facem anumite, hai să spunem, corectări sau Dumnezeu a fost bun pentru că ne-a păzit și nu ni s-a întâmplat nimic. Amin. Și noi spunem, mări să fie Domnul. Glorie Domnului! Dar ar trebui să ne gândim și la cei care au trecut prin încercări. Ar putea să spune și ei atunci că Dumnezeu a fost bun cu ei? Sigur că da. Pentru că ceea ce înțelegem noi prin bunătatea lui Dumnezeu nu este doar faptul că El ne-a păzit, ceea ce dovedește până la urmă că Dumnezeu este bun. Și faptul că Dumnezeu ne-a trecut prin anumite încercări sau lucruri nu știrbește cu nimic acest caracter al lui Dumnezeu că e bun. Doar pentru că a venit vremea, spunem noi, și Dumnezeu așa a îngăduit ca ei să fie într-un timp, să fie verificați, cernuți sau, eu știu, puși într-un anumit eveniment, pentru că prin acest eveniment și prin acest lucru Dumnezeu să-i facă să fie mai aproape decât El, mai aproape de El și să fie mai bun. Dar indiferent, și ceea ce vreau să spun este, indiferent de ceea ce se întâmplă cu noi, că Dumnezeu ne trece prin încercări sau nu, că Dumnezeu ne ferește de anumite lucruri sau nu, Dumnezeu rămâne un Dumnezeu bun. Dumnezeu rămâne un Dumnezeu care ne iubește. Și Dumnezeu rămâne un Dumnezeu care întotdeauna își va dovedi dragostea față de noi, pentru că ne păstrează în harul Lui. Și dacă suntem aici în această seară, și dacă putem să ne mai vorbim unii altora, și dacă putem să gândim înspre Dumnezeu într-un fel sau altul, este bunătatea lui Dumnezeu și este harul lui Dumnezeu. De aceea spunem din toată inima, mărit să fie Domnul. Gândul acesta l-am avut pentru că, așa cum ați observat și știți, au fost oameni care au fost încercați și poate în vremurile acelea te gândești la Dumnezeu, unde a fost sau de ce a îngăduit lucrul acesta. Vreau să credem acest adevăr. Dumnezeul nostru niciodată nu face lucrurile care să fie împotriva noastră. Dar dacă suntem în anumite situații, să fim cei care să purtăm în rugăciune pe frații noștri, pe cei care trec prin aceste lucruri, și ei și noi să înțelegem că în orice circunstanță Dumnezeu rămâne același Dumnezeu. Amin. Și din nou spunem, mărit să fie Domnul. Amin. Această seară am ales să predic dintr-un text care vorbește despre nașterea Domnului. Sigur, ne apropiem de acest eveniment și normal este ca să ne îndreptăm înspre acest eveniment. Și probabil dumneavoastră ați văzut și eu am văzut, deși nu prea am intrat în foarte multe, eu știu, cercetări, dar am văzut că și pe internet au apărut tot felul de lucruri vis-a-vis de nașterea Domnului Iisus Hristos. Și într-un fel m-am amuzat și într-alt fel m-am întristat. Pentru că am văzut că de multe ori abordăm lucrurile acestea importante ale Bibliei dintr-o perspectivă care poate nici nu ar trebui să aibă așa de multă atenție. Și nu vreau să vorbesc despre lucrurile acestea, pentru că până la urmă nici nu au valoare. Însă vreau să discutăm despre ceva care are importanță și despre care noi ar trebui să știm foarte bine aceste adevăruri, pentru că atunci când discuți cu cineva, vedeți, diavolul de multe ori ne dă nouă, care suntem credincioși, de lucru să ne ocupăm de lucrurile mai puțin importante, pentru că inclusiv Domnul a spus că faptul că noi ne ocupăm de lucrurile mici nici nu are atât de mare importanță. Dar haideți să ne gândim la un scenariu care mie mi s-a întâmplat nu de puține ori și nu de multe ori, dar mi s-a întâmplat, dar vi se poate întâmpla și dumneavoastră. Și vorbim despre nașterea Domnului Iisus Hristos și cineva vă abordează. Eu lucrez într-o instituție, eu știu, de guvern și acolo suntem oameni din toată lumea. Am mai spus lucrul acesta și probabil nu este o noutate. Și gândiți-vă la acest aspect și mă pun acum într-un scenariu. Cineva vine și ne întreabă, păi voi sărbătoriți nașterea Domnului Iisus Hristos, dar ce e așa de special această naștere? Adică ce există, ce e așa de important această naștere și ce e așa de specială, ce e așa de mare lucru? Ce am răspunde noi atunci?
Probabil că ne-am aduce aminte de anumite lucruri care le știm din Scriptură și spunem, da, este așa, Domnul Iisus Hristos este importantă. Dar de ce este importantă? V-ați gândit la lucrul acesta? Pentru că există anumite adevăruri pe care noi trebuie să le știm. Eu întotdeauna am crezut și cred lucrul acesta. Nu pentru că sunt creștini. Nu pentru că, eu știu, m-am născut în familie de credincioși, nu pentru că sunt penticostal, nu pentru că eu știu, ci pentru că acesta este adevărul Scripturii. Creștinismul are ceva special. Sunt multe religii în lumea aceasta și în Canada. Și fiecare vine și spune, dar și noi avem ceva special. Și vine cu lucruri care, dacă ești interesat să-l asculți, le spune, uite, astea sunt lucrurile speciale. Și noi spunem, dar și noi avem lucruri speciale. Și scorul este 1-1. Și într-un scor de 1-1 nu câștigă nimeni. Este draw, cum spune englezul, da? Și atunci încercăm noi să găsim alte lucruri speciale. Și el vine și spune, dar și eu am alte lucruri speciale. Și are și egalitate. N-avem noi nimic de spus. Haideți să vorbim despre nașterea Domnului. N-avem noi nimic de spus pentru ca nașterea lui Iisus Hristos să fie altfel decât orice alte evenimente din orice altă religie? Pentru că, cum am spus, am văzut așa de multe comentarii vis-a-vis de, eu știu, de lucruri care n-au importanță, care, eu știu, împodobesc această sărbătoare. Dar nu ne uităm în Scriptură să vedem lucrurile adânci, adevărul cu care ne putem prezenta înaintea unui om și să, cum spunea cineva, eu nu încerc să te conving. Da? Eu nu doar pentru că vreau să, eu îți aduc argumente. Când cineva te întreabă, vreau argumente, vreau, nu este doar părerea mea, sunt argumente. În această seară, pentru că textul acesta ne vorbește despre nașterea Domnului Iisus Hristos. Și pentru că în acest text am găsit și vom vedea în această seară câteva lucruri unice, nu speciale, unice, pentru că vom vedea că e diferența între special și unic. Vreau să vorbesc în această seară despre această naștere, punând titlul predicii, de ce nașterea lui Iisus Hristos este unică? N-am spus că este specială, măcar că este și specială, am spus că este unică. Știți de ce? Pentru că este important lucrul acesta. Special este ceva care, vorbim despre un lucru care are niște trăsături speciale, pe care le are el, dar le mai poate avea și altcineva. Vorbim despre o mașină. Și spune, măi, mașina aceasta are niște trăsături speciale, adică are o viteză specială de la 0 la 100 de kilometri în 5 secunde, nu, are un motor special și vine și spune, stai puțin, că eu am o altă mașină, care și-a mea e specială. Dar noi nu vorbim despre nașterea lui Iisus Hristos ca și ceva special, iar este un eveniment special, dar vreau să vă spun, nașterea lui Iisus Hristos este un eveniment unic. Și unic are o altă conotație. Unic înseamnă ceva care nu poate să fie comparat. Nu are alte, niciun alt lucru, niciun alt eveniment, nu are această calitate de unic. Și vreau să vă spun, dragii mei, dacă există lucruri unice în viața noastră fizică, și cred că m-am amintit, dar nu spun încă o dată, fiecare om care trăiește pe pământul acesta și a trăit și va mai trăi, acum noi suntem, din câte știu, între 7 și 8 miliarde de oameni. Fiecare om este unic în ceea ce înseamnă amprenta lui. N-am știut până când am citit o dată într-o carte despre faptul că fiecare frunză a unui copac este unică în felul ei. Este unică. N-am știut și am zis, man, Dumnezeu e mare. Dar vreau să vă spun ceva, dragii mei. În lumea religioasă, într-o lume multe religioase, cu multe religii, cu multe învățături. Nașterea lui Iisus Hristos, pe care noi o sărbătorim, nu este doar ceva special, pentru că și alte religii au lucruri speciale, cum spuneam. Nașterea lui Iisus Hristos este ceva unic. Nu există un eveniment care să se fi întâmplat într-o religie, într-o națiune, într-un timp anumit, în trecut, sau să se întâmple în viitor, care să poată să fie comparat cu această naștere a lui Iisus Hristos. Că dacă avem argumente să le spunem unor oameni despre ce înseamnă creștinismul, putem să le spunem acest lucru,
creștinismul prin nașterea lui Iisus Hristos, și acum argumentez și adaug încă un alt eveniment care nu este acum sărbătorit, învierea lui Iisus Hristos, este unic. Pentru că și nașterea și învierea lui Iisus Hristos au fost evenimente unice. Și Matei, în acest pasaj, de fapt, exact despre lucrul acesta vorbește. Despre unicitatea nașterii lui Iisus Hristos. În această seară, teologic vorbind, lucrul care trebuie să le știm, lucrul care trebuie să le spunem și la alții, un lucru care ar putea și ar trebui să fie pentru noi foarte clar, ca să putem să-l transmitem la alții. De ce este nașterea lui Iisus Hristos unică? Uitându-ne la acest pasaj, vreau să aduc trei argumente. Am putea să vorbim despre mai multe, dar cel puțin trei argumente sunt foarte importante. Nașterea lui Iisus Hristos, așa cum îl găsim în această Evanghelie a lui Matei, și vom reveni asupra acestui lucru vis-a-vis de Evanghelia lui Matei, nașterea lui Iisus Hristos este unică pentru că împlinește profeția Vechiului Testament. Și unii vor spune, hai, stai puțin, stai frate Daniel, că Biblia este cartea noastră, dar musulmanii au altă Biblie. Și vreau să vă spun că chiar dacă noi credem că musulmanii nu acceptă Biblia ca adevărată, vreau să vă spun că nu este așa. Și alte religii spun, da, Biblia este o carte adevărată. Musulmanii nu spun că Biblia nu e adevărată. Musulmanii spun doar că Iisus nu este Fiul Dumnezeu, a fost un proroc și El, ca și Mahomet, ca și alții. Deci, argumentul acesta este plauzibil pentru că toți recunosc Biblia o carte adevărată. Doar cei care nu vor să recunoască pentru că așa vor ei. Și atunci revin la primul argument. Nașterea lui Iisus Hristos este unică pentru că împlinește profețiile Vechiului Testament. Este important să înțelegem, dragii mei, că acest lucru este unic, face din nașterea lui Iisus Hristos ceva unic. Prorociile Vechiului Testament. Trebuie să ne amintim faptul că în Vechiul Testament, un subiect care, aș spune eu, ocupa un loc foarte important în Vechiul Testament, un subiect era cel despre Mesia. Dumnezeu a folosit o modalitate de a transmite, de a vorbi cu oameni prin profeție. Atunci când vrea să cheme oamenii, poporul în mod special, poporul lui Dumnezeu Israel, la pocăință și trimitea oameni și spune așa vorbește Domnul pentru o anumită națiune, pentru Israel sau pentru o altă națiune din afară, dar a folosit profeția pentru ca să vorbească despre lucruri care aveau să se întâmple în viitor. Și în mod special, chiar dacă nu întotdeauna, în mod special vis-a-vis de Mesia, vis-a-vis de nașterea lui Mesia. Pentru că era, cum spuneam, un subiect foarte important. Și dacă ar fi să facem doar o mică statistică, Vechiul Testament, profețiile Vechiului Testament, vorbesc de cel puțin 100 de ori despre nașterea și viața acestui mare personaj al Vechiului Testament, și anume Mesia. Peste 100 de ori. Și acum vreau să vă spun ceva care probabil n-a știut. Nici eu nu am știut până când l-am citit. Evreii și cei care, eu știu, conduceau religios poporul evreu, se uitau foarte atent la aceste profeții. Când vreau să verifice un adevăr din Scriptură, se uitau în Vechiul Testament și foloseau anumite referințe, foloseau anumite, eu știu, pasaje, pentru ca să spună, da, lucrul acesta este adevărat sau nu este adevărat. Așa făceau evreii. Și era o practică care s-a împământenit, care era în poporul evreu de-a lungul vremurilor. Și făceau și pe vremea Domnului Iisus Hristos. De ce? Pentru că exact asta făcea și Matei. Evanghelistul Matei a fost evanghelistul care, de fapt, scopul Evangheliei lui era acesta, să dovedească că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Acesta a fost scopul Evangheliei pe Matei. Celelalte Evanghelie, fiecare avea scopul lui. Dar Matei, în mod special, avea acest scop, să-l prezinte, să dovedească faptul că Iisus Hristos este Mesia pe care evreii îl așteptau. Și pe același principiu pe care evreii îl aveau, de fapt, îl găsim în această Evanghelie. De fapt, Matei
spunea ceva de genul acesta: nu vreau să vă conving, eu vreau să vă demonstrez. Unui om nu poți să-l convingi dacă n-ai argumente. Deja mă vorbești cu el și spui: uite, creștinismul meu este mai bun ca tău. Spune: da, dar nu mă convingi dacă nu dovedești. Și Matei, de fapt, asta vreau să spună: nu vreau să vă conving, vreau să vă dovedesc. Și găsim în Scriptură o formulă pe care Matei o folosește de vreo câteva ori. Și chiar aici, în acest pasaj, o găsim. Și anume, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul. Aceasta este formula pe care o găsim. Este ca și cum, am văzut că există practică la o cântare. Cânți primul verset și apoi are refrenul. Cânți versetul 2 și refrenul se repetă. Și cânți versetul 3 sau versul 3 și refrenul se repetă. Dați-mi voi să vă spun că acesta este refrenul pe care Matei îl folosește în Evanghelia lui, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul. Pentru că îndeplinea condiția aceasta: nu vreau să vă conving, vreau să vă dovedesc. Și dați-mi voie să vă citesc câteva pasaje scurte. Aș putea să citesc mai multe, dar am ales doar câteva. Și primul este din capitolul 2, versetul 15. Acolo a rămas până la moartea lui Irod, vorbea despre familia lui Iosif și a Mariei, care a fugit unde? În Egipt. Au fost lucruri, și vreau să fac o paranteză acum, pentru că mi-am adus aminte, au fost lucruri pe care Iisus în viața lui le-a îndeplinit, ca și, așa să spunem, profeții. Vorbea în pilde. Asta a fost decizia lui să vorbească în pilde, dar era scris în profeție. Da? A spus pe cruce: mi-e sete, și era scris foarte clar acolo, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul. Dar nu vorbesc despre astfel de profeții, vorbesc despre profeții pe care Iisus nu avea cum să le împlinească, pentru că nu era în măsura lui. Și una dintre profeții era aceasta, că la un moment dat Dumnezeu a profețit că îl voi chema din nou. Și au zis profeția: am chemat pe fiul meu din Egipt. Și Iisus nu avea cum să împlinească această profeție pentru că era micuț. Și s-a împlinit. Pentru că Iosif și Maria au fugit de Irod, care amenința să ia viața copilului. O profeție care s-a împlinit. A doua profeție este din scrisă, împlinită în versetul 23. A venit acolo și a locuit într-o cetate numită Nazaret. De ce? Eu nu cred că Iosif și Maria și-au dat seama ce fac. Iisus nu avea cum să influențeze pentru că era mic. Și s-a întâmplat așa pentru că era o profeție. O profeție care spunea: el va fi chemat Nazarenian. Dumneavoastră credeți că lucrurile acestea contează puțin? Toate aceste lucruri nu au fost scrise de Dumnezeu înainte. Dacă vorbim doar despre profetul Isaia, 700 de ani înainte, așa, pentru ca să fie scris acolo. Și toate aceste profeții, de fapt, vorbeau despre secvențe, despre evenimente, și vor vedea cât de importante a fost lucrul acesta. Dați-mi voie să continui. Trec la Ioan, capitolul 13, versetul 18, pentru că are legătură cu cronologia evenimentelor din viața lui Iisus Hristos. Și spunea la un moment dat acolo, versetul 18: nu vorbesc despre voi toți, cunosc pe aceea pe care am ales, dar trebuie să se împlinească Scriptura, care zice: cel ce mănâncă cu mine pâinea, mă va vinde. Întrebarea mea este: a putut Iisus să influențeze pe Iuda să-l vândă? Nu. A fost decizia lui. Dar prin decizia lui Iuda s-a împlinit o profeție. Și ultima, Matei 27:35, spune așa: după ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți, pentru ca să se împlinească. Din nou același refren: pentru ca să se împlinească, pentru ca să se împlinească. Ce era scris? Și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Dragii mei, au fost profeții în Vechiul Testament. Iisus a născut, a trăit, dar evenimentele din viața lui au împlinit aceste profeții. Și Matei, cum spuneau, a început să le expună evreilor: uitați-vă, toate lucrurile acestea de fapt arată spre Iisus. Dar de ce este important să vorbim despre unicitatea nașterii lui Iisus Hristos din această perspectivă a faptului că El a împlinit profețiile Vechiului Testament? Este foarte important să înțelegem acest adevăr. Spunea odată cineva într-o carte că a vorbit cu cineva care era medic
Era un om învățat. Și el a spus, sigur, eu nu pot să te conving pe tine, tu ești un om înțelept. Am spus, el spunea, n-am nevoie să mă convingi, dovedește-mi. Aici nu este vorba despre cât de înțelept sunt eu și cât de, eu știu, mai puțin înțelept. Vreau să-mi dovedești. Și argumentul acesta a fost unul dintre argumentele pe care acel om le-a adus acelui medic. Profețiile Vechiului Testament. De ce vorbim în această seară despre unicitatea lui Iisus Hristos din această perspectivă, profețiile Vechiului Testament? Pentru că importanța Scripturilor arată două lucruri importante. Două lucruri. Și auziți, o revelație independentă nu poate să fie acceptată. Era de neconceput. Gândiți-vă la acest adevăr sau la această, eu știu, la această, acest scenariu. Ar fi venit Domnul Iisus Hristos și ar fi spus, eu sunt Mesia, măcar că el spunea despre cei care vor veni ca și Hristos mincinoși. S-au întâmplat. Și spune, eu sunt Mesia. Dar există o altă revelație. Nu este cea care a fost scrisă în Isaia. Nu este cea care a fost scrisă în Mica. Nu era aceea care a scris în alt proroc. Am o altă revelație. Evreii ar fi spus, stai puțin, o revelație nouă, o revelație independentă de ceea ce este scris în Scriptură, era de neconceput, nu putea să fie acceptată. Pentru că de ce? Era problema lui Dumnezeu. Dacă lui Dumnezeu i-a plăcut să facă anumite referiri în timp vis-a-vis de Mesia, același Dumnezeu este Cel care împlinește aceste revelații. Nu era nevoie de alte revelații în plus, vă înțelegeți? Pentru că o altă revelație nu putea să fie acceptată. Era de neconceput. Dumnezeu niciodată nu schimbă lucrurile. La Dumnezeu nu există planul B. La Dumnezeu nu există eșecuri așa cum credem noi. La Dumnezeu nu există dead end, nu există un drum înfundat, spune, op, stai că am ajuns undeva și nu pot să... Nu. Revelațiile care au fost scrise în Vechiul Testament au rămas singurele valabile ca să identifice pe Cel care era cu adevărat Mesia. Și dacă nu ar fi fost Hristos, Cel care să împlinească toate aceste profeții, gândiți-vă la acest lucru, n-ar fi venit farisei să spună, stai mă un pic, adică vii tu și ne spui nouă că tu ești Mesia. Păi hai să ne uităm puțin ce spun profețiile. Deci, repet, cât privește profețiile Vechiului Testament, o nouă revelație nu putea să fie acceptată. Nu putea să fie primită, nu putea să vină Iisus sau altcineva cu alte, eu știu, alte lucruri. În al doilea rând, o revelație care era antagonistă la toate aceste profeții era automat respinsă. Automat trebuia să fie respinsă. Cum spuneau fariseii, foarte simplu, i-ar fi spus, ne pare foarte rău, ești un impostor, ești un mincinos. Dar el n-a putut să facă lucrul acesta. Pentru că i-au știut toate profețiile. De aceea, fac acum o paranteză, când l-au răstignit pe Domnul Iisus Hristos, ei n-au avut niciun fel de motiv. Și nu se pot scuza. Probabil că Pilat, eu știu, Dumnezeu va spune, mă, măcar tu n-ai știut profețiile Vechiului Testament. El a spus, mă spăl de sângele acesta. Fariseii, cărturarii, Pentru că dacă era o revelație împotrivă la toate aceste profeții vis-a-vis de Domnul Iisus Hristos, ei trebuia să spună și ar fi putut să spună nu. Dar toate aceste revelații, toate aceste profeții, toate aceste lucruri care au fost scrise în Scriptură, în Vechiul Testament, corespundeau exact cu ceea ce era persoana Domnului Iisus Hristos. Însuși Domnul Iisus Hristos a spus, eu nu pot să accept o altă revelație. Ucenicii au spus, nu, nici noi acceptăm. Uitați ce spunea Domnul Iisus Hristos în Matei, capitolul 5, versetul 17. Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu ca să stric, ci ca să împlinesc. Au fost cuvintele lui Iisus. El a spus, de fapt, profețiile Vechiului Testament, revelația pe care Dumnezeu a dat-o despre Mesia Vechiul Testament, trebuie să fie împlinită. Deci profețiile Vechiului Testament, împlinirea lor, dovedesc acest mare adevăr, că nașterea lui Iisus Hristos este unică. Nimeni, în nicio altă religie, niciun alt conducător de religie, n-a avut atâtea
lucruri care să fi spus despre ei înainte și apoi prin nașterea lor să le împlinească. Ei s-au născut și în mintea lor s-a gândit, bă, vreau să fac și o religie. Și a făcut. Dacă ne uităm doar la India, care nu știu câte zeci de mii de învățături și de zei și așa mai departe, toți oamenii aceștia n-au nimic în plus, au ceva special probabil. Dar când vorbim despre nașterea lui Iisus Hristos, acesta este primul, hai să spunem noi, atu, prima mare, dacă vreți, lucrare puternică pe care creștinismul o are, este că nașterea lui Iisus Hristos este unică. Pentru că în tot Vechiul Testament s-a scris despre acest Mesia și când Iisus a născut, primul lucru, prima, dacă veți, apariție, primul semn, tot ce vezi vis-a-vis de nașterea lui Iisus Hristos, a fost o împlinire a profețiilor Vechiului Testament. Și de aceea, eu am vorbit odată și am avut o ocazie simplă, așa, dacă vreți, despre, să vorbesc despre creștinism cu cineva și i-am spus lucrul acesta și am adus acest argument și el a rămas puțin așa și a spus, așa este, am zis, da, așa este, dacă vrei îți dau să citești, să te documentezi, pentru că este până la urmă un argument puternic. Creștinismul până la urmă are ceva unic și acest ceva este nașterea lui Iisus Hristos și unicitatea vine din împlinirea profețiilor Vechiului Testament. În al doilea rând, nașterea lui Iisus Hristos este unică pentru că El s-a născut din fecioară. El s-a născut din fecioară și acesta este un alt lucru puternic. Acum, sigur, explicațiile sunt foarte multe și nu vreau să intru în explicații. Dați-mi voie să citesc puțin acest pasaj pe care să recitesc din Matei, capitolul 18. Spune așa, iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa, Maria, mama lui, era logodită cu Iosif. Și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însăcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprenit și nu voia să facă de roșină înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândeau ei la aceste lucruri, i s-a arătat un vis un înger al Domnului și a zis, Iosif e fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta, că ce s-a zămâldit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu, și vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat și aici revin la ceea ce am spus mai înainte. Este primul lucru care a împlinit profețiile Vechiului Testament. Faptul că s-a născut din fecioară. Și ca să se împlinească ce vezi Domnul prin prorocul care zice, iată și acum, care a fost profeția? Fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Primul lucru pe care unii oameni s-au întrebat, și eu mi-am pus această întrebare, că nu este greșit să pui anumite întrebări. De ce a trebuit să se nască Iisus din fecioară? Adică de ce Dumnezeu a plănuit acest lucru dinainte? De ce a profețit? Fecioara va rămâne însăcinată. Ce nu putea să nască să fie o naștere normală? Putea sau nu? Putea. Cu atât mai simplu. Dar a fost o profeție. Că nașterea lui Mesia se va face din fecioară. De ce? De ce a trebuit să se nască Iisus din fecioară? Adică, dacă ar fi să ne gândim așa foarte la rece, fără să intrăm în detalii teologice, nașterea din fecioară înseamnă că zămislirea se face nu naturală, nu este o zămislire umană, pentru că nu există un tată uman. Ca o paranteză, scurt, au fost foarte multe religii și sunt foarte multe religii și astăzi care vorbesc despre eu știu, un anumit întemeitor sau anumit, nu știu ce cum se spun, care s-a născut într-un mod special și spun special, nu unic, pentru că doar special rămâne. Și ei au spus despre acești oameni că de fapt a fost așa un fel de împerechere între ceva divin și o femeie de pe pământ și a ieșit un super om. Și am spus probabil că s-a întâmplat și cu Maria. Mare erezie. Mai mare erezie decât toate celelalte lucruri pe care discutăm noi și la care trebuie să fim atent. Nu, nu. Iisus nu s-a născut, așa cum găsim noi în Scriptură, de fiii lui Dumnezeu care s-a coborât și s-a împerecheat cu femeile din Vechiul Testament, nu. De aceea s-a scris
aceste lucruri. De aceea s-a lăsat și Matei a vrut să spună foarte clar. Nașterea lui Iisus Hristos a fost atunci când Fecioara Maria a fost umbrită de Duhul Sfânt. N-a fost niciun fel de, eu știu, unitate fizică, nici o altfel de unitate. A fost o zămislire, un lucru pe care noi nu putem să ne gândim, să-l imaginăm. Dar Duhul Sfânt spune că a umbrit-o și a născut pe Iisus. Asta face ceva unic. De ce? De ce a trebuit să fie fecioară? De ce a trebuit să fie, să aibă un tată, adică pe Dumnezeu? Pentru că are legătură cu ceea ce urma să se întâmple în viața lui Iisus, în lucrarea lui Iisus Hristos și noi ca și credincioși. În primul rând, dovedește originea supranaturală a naturii umane a lui Iisus. Despre Iisus noi spunem că El a fost și Dumnezeu și om. Și lucrul acesta este important pentru noi să-L înțelegem, să-L spunem la alții. Spunem, eu nu știu, poate că întemeitorul vostru are, eu știu, înțelepciune multă, dar vreau să spun ceva ce ține de Mântuitorul nostru. El este Dumnezeu și om și spune, nu se poate. Ba da, pentru că faptul că El s-a născut din Fecioara Maria, faptul că Dumnezeu a umbrit-o, faptul că El nu are un tată de pe pământul acesta, dovedește că Iisus, Mesia, este Dumnezeu. Dovedește faptul că El atunci când a venit ca să ne înnoiască pe noi ca și oameni, pentru că El este sursa vieții noastre noi. De aceea a spus Domnul Iisus Hristos, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. N-a venit doar pentru ca să aducă o altă religie, o altă învățătură. N-a venit pentru ca să ne umple nouă mintea cu alte lucruri. El a venit ca să ne dea o nouă viață. Și Cel care era sursa vieții noi, Cel care aducea autoritate înaintea Dumnezeu prin persoana Lui, trebuia să fie în primul rând Dumnezeu. Și n-avea cum să fie dacă El nu s-ar fi născut din Fecioara Maria. Dacă ar fi avut un tată pământesc, dar n-a avut. Și acesta este primul argument pe care noi îl găsim în Scriptură și spunem că Iisus Hristos este unic prin nașterea Lui, pentru că a fost născut din Fecioară. Auziți ce spune Domnul Iisus Hristos în Matei, capitolul 28, versetul 18, spune așa, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Știți cumva, poate ați auzit, probabil că n-ați studiat foarte multe religii, dar știți cumva despre o persoană care să fie afirmat acest lucru? Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ? Nu doar să afirme, ci să aibă autoritatea să împlinească aceste cuvinte. Știți cumva? Nu există. Pentru că unul singur s-a născut din fecioară. Unul singur îl are ca tată pe Dumnezeu adevărat. Și acesta este Hristosul nostru, mărit să fie Domnul. De aceea, nașterea lui Iisus Hristos este unică, pentru că s-a născut din fecioară și dovedește încă o dată că Iisus Hristos este Dumnezeu. Dar mai dovedește ceva faptul că s-a născut din fecioară. Dovedește adevărata umanitate a lui Iisus Hristos. Și aici vreau să fac o mică deviere, o mică paranteză. Am auzit o altă erezie care circulă și a circulat nu doar acum, mai de mult. De pe vremea imediat când creștinismul a fost acceptat ca religie de către Constantin. Faptul că Iisus de fapt, ea era Fiul lui Dumnezeu, dar El de fapt nu s-a născut. El a venit doar și a intrat într-o persoană și a fost 3 ani și jumătate om. Și apoi din nou s-a înălțat la cer și a revenit apoi la forma lui inițială, ca și Dumnezeu. Ați auzit de această învățătură? Probabil că nu, dar vreau să spun că a făcut mari ravagii în primele 3 secole ale creștinismului. De ce? Pentru că s-a spus o mare erezie. Dar faptul că, și aici este de fapt contraargumentul, s-a născut din fecioară ca să dovedească că este Dumnezeu și să dovedească că este om. El s-a născut, dragii mei, pentru că nașterea, și fiți foarte atenți la acest lucru, nașterea este poarta prin care un om trăiește în lumea aceasta. N-ai cum să trăiești în lumea aceasta dacă nu te naști. Iisus n-ar fi putut să trăiască ca și om dacă nu s-ar fi născut. Și de aceea s-a născut. S-a născut din fecioară, s-a născut pentru ca să aibă pe Tată, pe Dumnezeu ca și Tată, și s-a născut pentru ca să
fie ca și noi, El a trăit ca și noi. El a avut aceleași stări ca și noi, n-a avut păcat ca și noi, dar El a trăit ca și noi, avea aceleași limitări fizice, măcar că era și autoritatea lui Dumnezeu peste El. Pentru că s-a născut în această lume, a trăit în această lume, a intrat prin această poartă a nașterii și face din Iisus Hristos și din nașterea Lui ceva unic. Dacă putem să ne dăm cu ceva înaintea oamenilor, nu este pentru că vrem doar să-i convingem că, virgulă, creștinismul este ceva diferit, pentru că noi avem argumente. Și acest argument este foarte puternic. Hristos este unic prin nașterea Lui, pentru că s-a născut din fecioară și n-are un tată uman, ci l-are tată pe Dumnezeu adevărat. Și este Dumnezeu și om în același timp. Și spunem, mărit să fie Domnul. Și a spune, mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că avem un creștinism supranatural. Creștinismul nu este doar ceva ca și celelalte religii. Creștinismul este ceva supranatural. Pentru că avem anumite argumente să dovedim lucrul acesta. Și argumentul este acesta, faptul că Iisus Hristos s-a născut din fecioară. În al treilea rând, este un al treilea argument. Și acesta este foarte important și foarte puternic. Deci, nașterea lui Iisus Hristos este unică pentru că El a venit și notați. Noi vorbim foarte mult despre acest lucru, dar uităm să îl luăm ca și o dovadă a faptului că nașterea lui Iisus Hristos este unică. El a venit ca să moară pentru păcatele noastre. Face lucrul acesta unic, dragii mei. Despre Domnul Iisus Hristos, noi știm că numele Lui este Iisus sau Iosua sau Joshua, cum spunem noi în limba engleză, care de fapt însemna mântuire. Asta era de fapt înțelesul numelui Iosua. Dar când s-a născut Iisus Hristos, numele acesta a căpătat o altă semnificație și auziți. Și iarăși spun, este ceva unic, pentru că nimeni în lumea aceasta nu s-a născut în felul în care s-a născut Iisus Hristos. Și auziți ce spune Matei în acest pasaj. Spune în versetul 8 și spune așa, că El se va numi Iisus sau Emanuel, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. Întrebarea mea este următoarea. Cine s-a mai născut în lumea aceasta ca să moară pentru păcatele altora? Știți cumva? Eu nu știu. Există doar unul singur care s-a născut nu pentru ca să moară pentru păcatele lui, nu pentru ca să aducă jertfă pentru păcatele lui, cum făceau evreii în Vechiul Testament. El s-a născut în această lume pentru ca să moară pentru păcatele mele și pentru păcatele dumneavoastră. Și este unic în istoria omenirii, în orice religie. Nu există un om care să se fi născut în această lume să spună, eu am venit ca să vă mântuiesc. Pentru că nu putea să facă lucrul acesta. Hristos este singurul care poate și a făcut lucrul acesta și noi spunem, mărit să fie Domnul. El a venit în această lume pentru ca să moară pentru păcatele noastre. El a venit în această lume ca să ne salveze. Noi putem să vorbim despre Iisus Hristos și despre lucrarea Lui în multe feluri, dar primul lucru pe care îl avea în vedere Domnul Iisus Hristos când s-a născut în această lume n-a fost pentru ca să aducă o învățătură, măcar că a adus o învățătură. N-a fost pentru ca să facă neapărat o altă, eu știu, o altă grupare, o altă mișcare, măcar că a ajuns o altă grupare, cei care l-au urmat. El a venit în primul rând și în primul rând pentru ca să ne salveze, adică să moară pentru păcatele noastre. Și apoi predicile Lui, și apoi faptul că i-a învățat pe oameni despre Împărăția Lui Dumnezeu, a venit pentru că deja El a venit cu un scop foarte important, să ne salveze. Cine, repet, pun această întrebare, cine într-o altă religie poate să vorbească despre întemeitorul lor că a venit pentru ca să se salveze? Nimeni, nici Buddha, nici Mahomet, nici nimeni. El a venit și a spus, uite, ce puteți să faceți voi ca să vă salvați, să ajungeți în cer? Și le-au dat anumite, eu știu, învățături, anumite lucruri. Domnul Iisus a făcut total unic, ceva unic. El a venit și a spus, eu am venit să vă salvez. Și apoi, împreună, să ajungeți cu mine acolo în Împărăția Lui.
El ne salvează în primul rând. El este Cel care ne-a salvat prin nașterea din nou. Ne-a salvat prin credința în El. Și apoi este acela salvator care ne ajută prin trăirea noastră zi cu zi să ajungem în împărăția Lui. De aceea, Hristos este unic prin nașterea Lui. Pentru că a venit ca să împlinească profețiile Vechiului Testament. Toate vorbeau despre Mesia. Și de la prima profeție, Hristos a fost Cel care a împlinit toate profețiile Vechiului Testament, pentru că El este cu adevărat Mesia, mărit să fie Domnul. El a venit în lumea aceasta și s-a născut pentru că prin nașterea Lui, prin tot ceea ce El s-a născut, a venit ca să ne aducă pe noi, oamenii aceștia muritori, să ne aducă la mântuire, ca să ne salveze. Și este unică nașterea Lui. Este unică în multe feluri. Am vrut să aduc toate aceste trei argumente pentru că este important. Frați și surori, vreau să închei și vreau să vă spun ceva cu sinceritate și cu dragoste. Nu vă mai uitați după toate poveștile și toate dezbatele vis-a-vis de lucrurile care înconjoară această sărbătoare. Că nu-i mai important nici bradul, nici luminile, eu știu cât e 25 decembrie sau altă zi, nu-i mai important lucrul acesta. Astea sunt doar lucrurile pe care diavolul vrea să le facem, să prindem vedere ceva ce este foarte important. Nașterea lui Iisus Hristos este unic în felul ei. Duceți-vă și spuneți la oameni când aveți ocazia. Sau chiar dacă nu puteți să spuneți, puneți-o și să ne o punem în inima noastră. Noi avem un mântuitor. Noi avem un creștinism care este supranatural. Nu există nimic altceva care să fie comparat cu mântuitorul nostru Hristos. El s-a născut în lumea aceasta într-un mod unic. A trăit în lumea aceasta într-un mod unic. A murit față de lumea aceasta pentru că l-a răstignit lumea aceasta într-un mod unic. Și el este veșnic. Și aceasta este tot de unicitatea lui Iisus Hristos. Și acum vorbim despre noi. Și noi trebuie să fim oameni speciali. Și noi trebuie să fim oameni care să trăim într-un fel deosebit. Nu vom fi unici pe pământul acesta. Dar urmăm pe cineva care este unic. Și când vom ajunge acolo în împărăția lui Dumnezeu, când ne vom întâlni cu Cel care a venit în lumea noastră ca să ne mântuiască, cu Cel care a venit în lumea noastră ca să se nască pentru noi, să moară pentru noi, atunci vom fi și noi unici ca și El. Pentru că spunea în Ioan, în 1 Ioan, capitolul 3, versetul 1, când îl vom vedea, vom fi ca și El. Pentru că îl vom vedea așa cum este. Vă rog din toată inima Dumnezeu pe toți să ne binecuvinteze. Aș vrea să avem, ca întotdeauna, sărbători binecuvântate. Dar știți când avem sărbători binecuvântate? Când ne concentrăm mai mult la Hristos și mai puțin la celelalte lucruri. Eu nu spun că ce trebuie să faceți, pentru că nu-i treaba mea. Nu spun dacă ăla e bun sau ăla nu-i bun. Iarăși nu-i treaba mea. Dar ceea ce vreau să vă spun dumneavoastră ca și mie este de acest sărbător să ne bucurăm de un Hristos unic. Un Hristos care s-a născut în această lume. Nașterea Lui a fost unică. Viața Lui, cum am spus, a fost unică. Și moartea Lui a fost unică. Și ne cheamă pe noi toți, într-o zi, să fim cu El în împărăția Lui. Și mă rog pe toți Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amin.